cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moral. Bună dimineața! Bine v-am regăsit în noul an, la 8:31 de minute trecute fix pe data de 8 ianuarie 2024. Ne luăm cafeaua de dimineață și normal că trebuie să vorbim despre anul care începe, dar și despre cel care a trecut. Tema emisiunii de astăzi, semne bune anul are, evident că punem semnul întrebării pentru că toată lumea se întreabă ce se va întâmpla în anul 2024 cu câteva runde de alegeri, nu e clar dacă 4 sau 5, cu război la graniță, cu război în centrul Universului, adică în Israel, și cu alte zeci de conflicte deschise sau înghețate pe acest glob pământesc, despre care ni se spune că se încălzește continuu. Pentru români, anul a început foarte bine. Mai ales pentru românul care are mașină, dar nu numai pentru el, pentru că onor statul român a mărit acciza la combustibil. Nu numai la combustibil, dar a mărit acciza. La țigări, la alcool și în alte părți. Deci a mărit statul român acciza, bam, au sărit prețurile imediat la combustibil, după care ăia care vând au mai scăzut ei așa 9 bănuți de ochii lumii. O să spuneți, păi da, domne, are statul nevoie de bani. Da, are statul nevoie de bani. Dar a spus tovarășul, de fapt, nu, domnul, că e preot, ortodox misionar, domnul Marcel Boloș, a spus că el vrea anul acesta pace fiscală. Pax vorbis cum. Deci, preot ortodox, Marcel Boloș, ministru în timpul său liber, cândva și liberal, ministru liberal, ne-a spus că, domne, ce noi anul 2024 nu mărim, vrem pace fiscală, vrem să fie bine, vrem ca toți românii să aibă predictibilitatea câștigurilor, vă place, nu? Să fie sigur că statul n-ai nicio treabă. În realitate, domnul Boloș a tradus sintagma asta, pace fiscală, într-un declarație de război la adresa contribuabilului român și a micro-întreprinderilor în special. Aparent și împotriva băncilor și a celor care lucrează în energie. Dar o să vedeți că tot o minciună e. Deci, misionarul Boloș, sunt curios cum se duce la duhovnicul său să se spovedească și să-și justifice minciunile făcute unui întreg popor. De fapt, pacea fiscală este ca un fel de război al marilor puteri, care spun așa, dacă vrei pace, pregătește-te de război. Și ei s-au pregătit de război cu toate instituțiile statului împotriva amărăștenilor. N-ai nicio șansă, indiferent cum ai vrea să te războiești, pentru că chiar dacă prin absurd peste 15 ani câștigi un proces, până atunci ești falit. Ce a zis domnul Boloș? Bă, mărim accizele un pic acolo așa, la 1 ianuarie, și mai mărim o dată în iulie, la 1 iulie. De ce? Păi pleacă românul în concediu, să simtă că merge în concediu, mă. Adică ce? Ar vrea să meargă în concediu fără să simtă, fără să ne transmită bezelele lui înainte de campania electorală? Bezele dulci, ca să fie foarte clar. Așa că domnul Boloș ne-a mărit accizele, ceea ce înseamnă creșteri de prețuri peste tot. Pentru că fără combustibil, dacă combustibil nu e, nimic nu e. Nici măcar ăla eco, bio, cum lor vrea ei să-l numească, verde, nici măcar ăla nu face față la toate tâmpenile pe care le avem de suportat. Ce ne-a mai spus domnul Boloș?
Domne, zice, dacă tot mărim accizele, hai să mărim și o parte din TVA. Și au mărit TVA. Pe acolo, pe unde era mai mic, din niște rațiuni clare. Că sunt alimente, că e vorba de băuturi răcoritoare, etc. Și la alte lucruri. Au mărit că nu sunt bani la buget. De ce nu sunt bani la buget? Să nu vă așteptați să vă zic pe aia cu pensiile speciale. Acolo nici măcar nu e vorba de bani, acolo e vorba de mârlănie. Și de încălcarea unui principiu legal, indiferent ce spune domnul Enache de la Curtea Constituțională, fost deputat de Neamț, încălcarea unui principiu constituțional că nu poți să ai pensie decât după contributivitate. Iar excepțiile nu se refereau deloc la granguri, politicieni și alte specimene de genul acesta. Nici măcar nu se refereau la toate categoriile din sistemul judiciar. Deci aici nu e vorba de altceva decât de mârlănie și de crearea unui stat paralel format din privilegiați care sunt mai deștepți decât proștii care muncesc. Alte lucruri. Doamne, asta cu contribuțiile la sănătate s-au mărit și ele pe aici, pe acolo. Adică nu s-au mărit ca procent, s-au mărit ca arie de colectare. Și s-a mărit și salariul minim prin octombrie. Ne-au iertat de 1 ianuarie că au zis, bă, chiar de 1 ianuarie odată cu accizele și cu astea. Hai să-i mai lăsăm un pic și mai mărim o dată. Că au zis ei, domne, nu se poate, domne. Ăștia o duc prea bine, domne, patronii ăștia de micro-întreprindere. Nu se poate. Ăștia sunt cei mai mari evazioniști din lume. Sunt mai mari ca oricare și decât Donald Trump, care are evaziune cât bugetul aproape al municipiilor din România, cu excepția Bucureștiului, Clujului și Timișoarei. Da, mai contează, mai contează. Ne punem pe ei. Deci, una peste alta va fi un an foarte drăguț. Foarte drăguț. O să spuneți, domnule, au mărit pensiile. Cei care locuiesc prin zona, așa zis, metropolitană a orașului Piatra Neamț au primit cutiile poștale înainte de, între Crăciun și Revelion, niște fluturași. Unul de la PSD, care spunea, noi am mărit pensiile, unul de la PNL, care spunea, noi am mărit pensiile, și vedeai că fiecare au mărit pensiile, dacă îi întrebi, de fapt, pe fond nu mint niciunul, că fac parte din acest guvern, și unii și alții, dar uită fiecare în fluturaș să amintească despre ceilalți și să asumă singuri mărirea pensiilor. Dar de fapt ce au făcut? Au respectat legea. Pentru că de la 1 ianuarie au mărit pensiile cu un procent, dacă nu mă înșel, echivalent cu inflația, sau mă rog, un pic mai mare. De ce? Pentru că toți acei contribuabili, nenorociți, care își iau pensiile alea sub media pe țară, că media e dată dintre pensia cea mai mică și cea mai mare. Deci toți ăia care au contribuit încă votează. Că dacă n-ar vota, nu le mărea nicio pensie. Încă votează. Și atunci au zis, bă, hai să le dăm așa ceva acolo, să simtă și ei. În schimb, las că le luăm noi pe de altă parte. Cum le luăm? Păi nu le luăm noi direct mai. Noi punem o taxă de 2% pe cifra de afacere a băncilor. Și dacă punem taxa pe cifra de afacere a băncilor, pe lângă impozitul pe care îl dă banca, banca ce o să facă? Că doar ați văzut dumneavoastră banchier care să rămână în pagubă? Nu, domne. El mărește aici un comision, aici un comision, aici un comision și scoate cei doi de la 2%. De la cine? Păi de la cine? De la micro-întreprinderi și de la populație. Care, nota bene, trebuie să renunțe la cash pe cât posibil și să folosească instrumente moderne de plată.
ca să plătească comisioanele astea. Că au mărit la bănci cu 2%. Au pus un impozit special pentru ăștia din energie, da? Vă dați seama, va afecta E.ON, Delgon, Delgaz, cum îi cheamă, da? În proprietăriți pe sistemele de stat. Acum ar trebui să plătească ceva, am pus, credeți că vor plăti ei din buzunar sau se mai ajustează acolo ceva la prețuri, la transport, în costul combustibilului și cine plătește? Contribuabilul român, micro-întreprinderile alea nenorocite, pline de evaziune fiscală, care totuși dau impozite la stat, cât dau. A, nu, mari contribuabili, nu discutăm despre ei, că nu discută despre ei nici ANAF. Dacă nu discută ANAF-ul, de ce să discutăm noi despre ei? Ei sunt acolo. Bine, nu toți. Ăia români care fac nazuri și nu se supun, sunt controlați la sânge. Ei, la alții, mai lăsăm. Pentru că noi trebuie să protejăm investițiile străine în supermarketuri și în mall-uri. Astea trebuie să le protejăm necondiționat, pentru că românul acolo găsește tot ce vrea. Adică la un loc. Shopping, are unde își clăti ochii, are unde mânca, poate servi și o cafea, se poate duce și la un film, din când îi se dă și câte un concert. Adică un supermarket e mai tare decât un primar și decât un consiliu local. Țineți minte când s-a dat drumul la un celebru magazin Kaufland lângă gară, sau mă rog, autogară, sau ce o mai fi acum pe acolo, prin zona respectivă, domne, n-aveau actele în regulă. Ei și s-a dus o instituție numită Poliția Locală, domne, le-a dat o chestie drastică. Vă închidem, vă dăm amendă, vă nu știu ce. Bineînțeles că i-a durut în 14, au contestat imediat, că la asta ne pricepem toți, și lucrurile au mers înainte. Contează că n-aveau atunci actele în regulă? Nu contează. Ia să o facă altul. Ia să o facă altul care n-are avocați, n-are puterea economică a unui supermarket, lanț de supermarket, o firmă internațională. Deci, nu contează. Deci, semne bune anul are, la fel ca și anul care a trecut. Acum, pentru pietreni, cum este anul 2024? Ca să spunem așa, fără niciun fel de aluzie, pare să fie un an negru la început și după aceea poate se va mai lumina. Cum am încheiat anul? Dacă te uiți pe comunicatele de la primărie, extraordinar, foarte bine, senzațional. Dan Diaconescu în direct. Pentru că, doamne, avem două coridoare și că gata, nu chiar gata, dar gata, avem școli care astăzi ar fi trebuit să-și primească elevii în clasă, dar îl vor primi la sfârșitul lui februarie, nu contează, așa trebuie să arate o școală modernă, la Piatra Neamț, nu mai contează dacă nu ne respectăm deadline-urile, pentru că se știe că căci constructori, căci funcționari proști, căci funcționari indolenți, căci bani să luăm celebru coridor de mobilitate de pe Traian Decebal. O să spuneți, domne, păi care-i treaba? Păi treaba este în felul următor. Că nu e gata. Și dacă nu este gata, e o problemă. Au înflorit afacerile la servisurile alea neautorizate. Da, avem servisuri neautorizate în România și în Piatra Neamț, alea nu sunt controlate că nu există. Și n-ai de unde să știi ce se întâmplă acolo.
Dar au înflorit afacerile acolo, pentru că pe Traian și Decebal este precum în zona, nici nu știu care din Ucraina, ca să nu greșesc, dar cred că chiar și în orașele alea bombardate foarte tare, nu există străzi chiar așa de afectate. E de bine? E de rău? Nu e de bine. E de bine că s-a băgat o conductă de apă, e de foarte bine că s-a băgat o conductă de apă, dar e de rău cum s-a lucrat și mai ales cum s-au ales soluțiile tehnice. Ni s-a spus, domne, până în decembrie acoperim, punem betoane. Soluția tehnică este, se pare, catastrofală. Așa că rezultatul avem. De ce lucrurile sunt așa? Păi hai să luăm un pic de istorie. S-a făcut un proiect numit Coridor de Mobilitate. Pe timpul regretatului politician local, pentru că eu consider că el nu mai face politică, acum din punctul ăsta de vedere, spun regretat politician local, Dragoș Chitic, care a semnat de-a Valma niște contracte cu o agenție de dezvoltare numită Nord-Est, care are și ea responsabilitatea ei în cazul acestor contracte, printre care și acesta, Coridorul de Mobilitate, în care nu aveam nimic prevăzut despre ce este în subteran, sub stratul de asfalt pe care vroiau să-l pună tovarăși și proiectanți la vremea aceea. Și de aici au început toate problemele care le avem pe Decebal și Traian. Nefiind prevăzute schimbarea conductelor, deși se știa că sunt trecute ca termen, lucrurile au luat o raznă. Cei de la APA Serv, politic, ca să nu vorbim altfel, dar și cu o parte din lege în mână, că partea aia era responsabilitatea lor, schimbarea conductei, au zis, domnule, nu puteți să puneți asfalt peste o conductă care trebuie schimbată. Logic, nu? Schimbați-o. Noi schimbăm pe Mihai Viteazu, au schimbat-o de n-au putut și acolo, că au spart canalizarea și au căzut după nu știu cât timp drumul, și voi o schimbați aici. Așa că, cu Traista în băț, primarul s-a dus, l-a căutat pe Angel Salini, nu știu pe la care cimitir, că așa putem numi și guvernul, un fel de cimitir al speranțelor românilor, și a obținut vreo 15 milioane de lei ca să schimbăm conducta. Conducta principală, nu mai contează cei pe delături, că și alea curg. Da, noi schimbăm conducta principală, suntem tari, am schimbat-o, ce se va întâmpla după ce se vor face testele de presiune și câte țevi se vor sparte în lateral, nu mai contează că avem posibilități. Și au început demersurile. Băi, hai să facem procedura ca să lucrăm în paralel. A câștigat Moldocorul, care era și parte în contractul celălalt mare, și dă-i, si luptă, si dă-i, si luptă, si dă-i, si luptă. Nu se găseau țevi, pentru că se luptă, si dă-i, si luptă în Ucraina și nu mai aveam de unde și cum. Nu. Și tot așa, și tot așa, și-a trecut timpul și au început așa niște lucrări, mai la început în Dorul Elii, pentru că nu erau echipe care lucrau prin cine știe unde prin țară, după care ne-am zdropșit acolo și am lucrat, am băgat țeava în pământ, am acoperit-o și am așteptat o soluție ca nu cumva, după ce o acoperim, să se întâmple vreo nenorocire. Soluția n-a venit. Și așa am întârziat. Deci, de la Dragoș Chitic citire, la Andrei Carabelea execuție, lucrurile au mers în felul ăsta. Semne bune. A avut anul încă de anul trecut. Am avut podul. L-am dat jos. Ok.
Eu sunt de acord să dăm podul jos, să facem altul mai trainic și mai frumos. Ni s-au dat tot felul de deadline-uri, dar nu ni s-a spus niciodată de ce n-au fost respectate. Clar, cu responsabilități. Cum este posibil în 2023 să te apuci să dai dispoziție de începere a lucrărilor pentru un pod fără să ai dispoziție de autorizație de demolare a podului? Cine au fost mințile crețe? Care au fost mințile crețe care n-au știut că au nevoie de o dispoziție de demolare? Scuza domnului primar, cu tot respectul, nu mai ține anul ăsta. Hai că anul trecut am putut să înțelegem, primul an, al doilea an, dar după aceea nu. Că, domne, sunt puțini care lucrează acolo și ăia care lucrează ar trebui 60 și noi n-avem decât 20. Dar câți aveți, domnule primar, la fel ca și în Consiliul Județean, ca să citez din clasici cărători de mape, care freacă menta în lipsa de altceva. Sau fac și aia și frecatul mentei. Câți dintre cei care îi aveți în servicii acolo mai mult încurcă decât rezolvă lucruri? Puteți să spuneți orice, dar nu veți convinge pe nimeni că un funcționar care greșește merită mângâiat pe cap și promovat. După cum, niciun conducător de instituție care nu prevede el anumite situații nu este întotdeauna de iertat. Câteodată da, că nu e inginer. Dar chiar și fără a fi inginer, trebuie să te gândești, domne, dacă se termină pe 31 decembrie lucrările la o școală, care nu s-au terminat pe 31, deci ar mai contează. Asta e. Eu îi pot da drumul, cum am promis în ianuarie? Vine un funcționar și îmi spune, știți, am uitat șeful să punem acordurile. Păi de ce ați uitat, mă? Păi știți că noi investițiile astea avem o regulă, știți, le punem pe sfârșit de an, că atunci ni se aprobă, că avem cheltuiel, că nu știu ce, că statul român este extrem de chisat. Face orice să te oblige să nu cheltui, după care, la final de an, îți spune cheltuie. Anul trecut a fost invers. Și acum, câteva sute de elevi, dacă nu mai peste 1000, câteva sute de elevi, nu se mută la școală pentru că nu sunt niște racorduri făcute, mai sunt și niște pavele de pus, mai sunt și niște uși, mai sunt și niște ferestre, dar în schimb va fi școala viitorului asta. Școala viitorului, fără discuție. După ce se mută mobilierul care s-a mutat odată la școlile normale, se zice mobilierul o să aibă până la sfârșitul anului. Deci, o să fie foarte bine. Foarte bine. Școala 8 nu s-a terminat de ce? Păi știți că constructorul s-a mobilizat și nu s-a mobilizat, dar au găsit niște vicii ascunse, niște lucrări în plus care trebuiau făcute. Serios? Serios? Avem 3 parcuri care nu s-au terminat pentru că constructorul. Și ce ați făcut pentru asta? Că ne-am zbătut, că i-am atenționat, că o să-l trecem noi pe o listă neagră. Serios? Deci, pentru Pietreni, semne bune anul are în campanii electorale și dacă citim lucrurile de pe o parte, dacă le citim de pe partea cealaltă, nu sunt foarte bune. Fiecare alege să citească ceva. Eu, sincer, nu sunt de acord nici cu o parte, nici cu cealaltă. Destinul acestui oraș este acesta. Să fim tot timpul reactivi, nu proactivi. Nu suntem proactivi, din păcate, în ciuda tuturor
afirmațiilor de genul acesta. Pentru nemțeni, cum stau lucrurile? Are anul niște semne bune, nici nu vă dați seama. Proiecte, peste proiecte. Ci că am dat drumul la nu știu ce axă strategică de drumuri. Realizare mare. Realizare mare. Eu știu de, că se vorbea despre ea și că trebuia da drumul, început să se vorbească despre ea pe timpul lui Tărâță. Când era președinte de Consiliul Județean. Dar nu vine nimeni de la Consiliul Județean să ne spună, domne, de ce a întârziat lucrarea asta atâta? De ce s-au refăcut proiectele o dată, de două ori, de trei ori? Și mai ales, cât a costat această întârziere, acest minunat județ cu monumente ale naturii și monumente istorice, că de alea contemporane nu prea avem cu ce să ne lăudăm, în afară de o scară spre Ceahlău, pe Toaca acolo, pentru că, nu-i așa, trebuia să fie cineva la înălțime. Ce alte semne bune avem azi la județ? Păi oameni buni, se măresc prețurile la gunoi. Cum s-au mărit anul trecut? Ei, și acum se măresc, pentru că guvernul nostru și-a asumat ținte importante pentru economia verde, pe hârtie, și verzișorii pentru ei. De la cine? De la ăia care beneficiază de aceste hotărâri inconștiente la adresa poporului român. Avem o groapă de gunoi închisă la Piatra Neamț, deși ea mai are capacitate. Dom'le, stau toți, cum să vă spun eu, ca niște ouă sub cloșcă, dar de fapt ouă puse la incubator. Ce eu, ce ghiocel, habar n-am ce s-a întâmplat acolo. Eu și mai ghiocel. A venit ministrul mediului aici, ce domne, ce pe mine nu m-a informat nimeni despre chestia asta. Ok, nu te-a informat nimeni. Dar după ce ai fost informat, ai luat vreo măsură? Că știți că după ce se face o chestie din asta, nu mai prea poți interveni. Dar de ce, mă rog? De ce nu poți interveni să vezi cine au fost artizanii închiderii acestei gropi de gunoi funcționale și autorizate? A spus-o domn ministru. De obicei e invers. Ăia vor să pună cât mai mult în gropile de gunoi. Și n-au unde. Păi la Piatra Neamț noi suntem deștept. Noi avem unde. Noi ducem la Girov. Păi de ce ducem la Girov? Că e mai scump. Și pentru cetățean, și pentru firme, mai ales pentru firme care au ajuns să plătească sute de lei pe metru de cub de gunoi. O să ziceți, domne, dacă fac gunoi să plătească, da, dar de ce atât dacă aveam groapa aici? De ce? Pentru că nu plătește nimeni din primărie. Deși groapa de gunoi era a ei. Și apoi, dacă ai o groapă de gunoi, sunt și bătăi de cap, domne. Vă dați seama, groapă de gunoi în oraș, da, să poată. Păi noi suntem ecologiști. Păi noi. Și când aspirăm, bem numai ceai verde, ca să se vadă că suntem ecologiști. Noi nu avem probleme. Și lasă, domne, să o închidă. Ce dacă plătesc proștii ăștia niște bani în plus? Are vreo importanță că plătesc bani în plus? Și la nivel județean cresc prețurile la gunoi, numai la Piatra, care s-au închis groapa, dar am făcut-o divagație. Apa, da, Dumnezeu și ninge, a și plouat un pic, nu suficient. Dar dacă ne rugăm cu atenție la Dumnezeu, la ioni, poate, cine știe, vom avea apă. Dar vom avea și lucrări la apă? S-a lăudat Consiliul Județean cu proiect, domnule, că noi rezolvăm zona Târgu Neam, săpăm, facem în iarna asta, avem bănuțul, obținem de la fondul de rezervă al guvernului. Și au obținut. Am avut poimul la apa se. Ce s-a întâmplat?
pic, 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 ce mai plouă. Și cam atât. Dar, în schimb, ne dezvoltăm tare de tot. Pe turism, pe... avem nicio problemă. Suntem un județ în plină expansiune, inclusiv la autostrăzi. Dom'le, ci că se lucrează la autostrada aia care merge prin Târgu Neamț atât de tare, încât e pericol. E pericol să mergi pe alături și să rămâi cu gâtul blocat așa. Se lucrează și la drumul expres, Piatra Neamț, asta e vis, Bacău. Se lucrează în draci. Sau lucrează dracu ca să nu se facă. Sau dracii ca să nu se facă. Sau nu sunt bănuți. Sau județul Neamț, împreună cu câteva județe din Moldova, sunt undeva acolo, în josul listei la investiții. Se pare că da. Se pare că anul 2024 are aceleași semne bune ca și anul 2023. Singurul lucru care nu se schimbă sunt, sau singurii care nu se schimbă, sunt proștii care plătesc, acceptă schimbarea fără să-și mai pună întrebări sau își pun din ce în ce mai puține întrebări. Adică cine? Ăia care votează. Alegători. Ei plătesc, se înghesuie acum să-și plătească taxele și impozite la timp, să beneficieze de reducerea aia de 10% sau 8% sau cât o fi. Apropo, să nu uit, tâmpenia tâmpeniilor, cică, dacă plătești online, beneficiezi de o mai mare reducere la impozit decât dacă plătești la casă. De ce? Păi, băi, ești sancționat. Ești sancționat că ai dus cu bănuțul, că în primul rând trebuie să plătești prin mijloace moderne de plată. Doi, nu trebuie să deranjezi funcționarul care trebuie să uite în hârtii ca să-ți găsească ție ca să plătești. Trebuie să emită o hârtie care să o ai tu dovadă că s-a plătit. Nu, doamne, nu. Nu. Ești... Asta se cheamă, după toate regulile, discriminare. Dar mai contează într-o țară în care discriminările sunt la ele acasă, alea importante, nu alea aduse de o politică progresistă, nici nu mai pot să o numesc cumva. Semne bune anuare. Să ne vedem mâine dimineață la o nouă emisiune. Numai bine!